Bine v-am găsit la noua apologie, pe scurt vreau să vă spun că vreau să analizăm un clip care a devenit destul de împrăștia pe internet numit Klaus Johannes despre diversitate și tineri LGBT. Cu siguranță știți înclinația președintelui spre toleranță, nediscriminare și așa mai departe, dar clipul pe care vreau să vi-l pun înainte este important pentru că ne desface puțin despre ce este vorba în această bătălie pentru referendum, pentru definirea corectă a căsătoriei uh, și așa mai departe. Haideți să ascultăm întrebarea pe care o pune un tânăr al uh, asociației ACCEPT și ce stă la baza acestei întrebări. Uh, conform studiului asociației pe care o reprezint astăzi, asociația ACCEPT, un liceu sigur pentru toți, un studiu dedicat situației din licee, Șapte din zece elevi LGBT, lesbiene, gay, bisexual și transgender consideră că tinerii aparținând acestei comunități nu sunt în siguranță la școală, fiind afectați de hărțuire și violență fizică, verbală și emoțională. Întrebarea este dacă asociația aceasta care a făcut sondajul acesta are pârghile necesare pentru a ne da niște rezultate care sunt uh, reale, da? care bat cu realitatea. Pentru că în foarte multe situațiile sondajele au fost măsluite, sondajele au fost influențate prin alegerea grupului care a fost, uh, care a fost supus acestui sondaj. Uh, în foarte multe moduri un sondaj poate să ducă spre rezultatele pe care le dorești tu, ca apoi să te folosești de sondajul acesta și să... Îl folosești ca o forță motrice pentru agenda pe care o ai În cazul nostru, agenda homosexuală Așadar, întrebarea este dacă oamenii aceștia sunt calificați Dacă au pârghile necesare Și dacă ne pot demonstra că sondajul pe care ei l-au făcut este real Asta este întrebarea Șapte din zece elevi LGBT, lesbiene, gay, bisexual și transgender Consideră că tinerii aparținând acestei comunități nu sunt în siguranță la școală. De asemenea, observați că el spune că tinerii, aparținând acestei comunități, consideră că nu sunt în siguranță. Consideră că nu sunt în siguranță, așa au ei sentimentul, senzația, sau la propriu se întâmplă ceva, sau la propriu se întâmplă ce a spus acest tânăr în continuare, și anume că au parte de hărțuire fizică, emoțională și așa mai departe. Pe de altă parte, ce înseamnă hărțuirea asta emoțională? Una din principalele metode pe care le-a folosit uh, mișcarea homosexuală pentru promovarea acestei mișcări a fost această autovictimizare. Hai să înțelegem foarte clar, trăim într-o lume care nu ne ține în brațe. Luați din ce punct de vedere vreți dumneavoastră lucrul acesta. Trăim într-o lume care nu ne ține în brațe în lumea aceasta trebuie să lupți. În lumea aceasta trebuie să lupți pentru lucrurile în care crezi, trebuie să lupți pentru viața ta, trebuie să lupți pentru familia ta, trebuie să lupți pentru bunăstarea ta, trebuie să lupți pentru toate lucrurile, trebuie să te lupți. Nimeni nu o să-ți întindă pe masă toate lucrurile pe care le vrei. Dar este la, foarte la mod acum, așa, asta este ideologia marxistă în esența ei. Să identifici un grup care este opresat și să spui pentru că grupul acesta este opresat, el trebuie uh, văzut ca un grup special, trebuie să li se dea privilegii speciale, trebuie să li se facă, nu știu ce lucruri și așa mai departe. Și exact lucrul ăsta îl face tânul care ne vorbește aici. Există grupul acesta care e opresat, care suferă din punct de vedere emoțional. Ce înseamnă suferința aia emoțională? Ce înseamnă lucrul ăla? Suferim emoțional poate când te duci la penny și femeia îți aruncă produsele acolo și te deranjează. Suferi emoțional din foarte multe puncte de vedere, în foarte multe situații. Dar nu asta înseamnă că de fiecare dată o să lupți, o să pornești o mișcare ca să legiferezi un anumit lucru sau ca să se dea nu știu ce drepturi. Spun eu că e bine că există hărțuire emoțională? Sub nicio formă, nu spun lucrul acesta. De asemenea, de asemenea, deși sunt... De acord că nu e normal să existe niciun fel de hărțuire verbală, fizică, emoțională. Spun din, din start lucrul acesta. Cred că este neomenesc și cred că este necreștinesc. Indiferent cu ce grup de oameni avem de a face. Dar tânărul acesta trebuie să înțeleagă că noi suntem creștini. Cel puțin o parte dintre noi. Și că în însăși esența religiei creștine există la bază principiul dragostei care principiul al dragostei se manifestă prin a spune adevărul. Ceea ce înseamnă că la un moment dat tu trebuie să-ți iei riscul că adevărul pe care eu ți-l spun este de fapt ceva ce tu crezi că este minciună în realitate, da? Așadar, hărțuirea asta emoțională poate să fie pur și simplu rostirea adevărului. Da? Noi credem că homosexualitatea este un păcat. Și o să spunem deschis lucrul ăsta. N o să te batem, o să te omorâm, o să te spânzurăm, o să te închidem, o să te bajucorim pentru lucrul ăsta, dar o să spunem deschis lucrul ăsta. O să spunem că este un păcat și o să spunem că trebuie să te pocăiești de păcatul ăsta și o să spunem că lui Dumnezeu nu-i place păcatul ăsta și că Dumnezeu te poate elibera de păcatul ăsta și asta s-ar putea să te ofenseze s-ar putea să te ofenseze. Tu vei încadra asta la hărțuire emoțională, probabil, și vei vrea să se facă o lege prin care să mi se interzică mie să te hărțuiesc emoțional. Eu nu cred că ați spune adevărul este o hărțuire emoțională, dar tu vrei ca rostirea adevărului să fie numită hărțuire emoțională, să fie taxată prin lege, ca eu să nu mai pot face lucrul acesta, adică să fac ceea ce sunt chemat să fac ca în calitate de creștin. Deci la baza acestei întrebări, este această mentalitate neomarxistă socialistă prin care se identifică un grup netolerat, un grup discriminat, un grup opresat care trebuie să primească niște privilegii speciale. Da? Haideți să ascultăm în continuare ce spune. Ce rol poate juca președinția României luând în considerare, bineînțeles, atribuțiile sale în politica externă pentru cooperarea cu Guvernul României în vederea adoptării acestei strategii naționale antidiscriminare, strategie care să fie operațională și la, la nivel de tineret. Vă mulțumesc! Deci observați cum este pusă întrebarea. Se pune întrebarea și se pune un fel de presiune asupra președintelui. Ce face președintele în țară în relație cu ce dictează într-un fel sau ce propun celelalte țări? Deci este clar agenda de unde vine. Agenda vine din vestul Europei. Agenda vine din țările care au adoptat tipul acesta de mentalitate. De acolo vine agenda. Și întrebarea este ce o să facă președintele pentru a accepta agenda asta. Asta este întrebarea, în esență. Da, ea este îmbrăcată, este spoită cu niște cuvinte foarte frumos alese și puse la oaltă, dar în esență asta este întrebarea. Ce face președintele pentru a implementa în țară mentalitatea și poziția țărilor europene, veste europene, cu privire la homosexualitate, comunitatea LGBT? Despre asta este vorba. Haideți să ascultăm ultima parte din întrebare, din nou și răspunsul președintelui. Ce formă de discriminare trebuie combătută? Însă, pentru a combate discriminarea, elaborarea unei legislații specifice este doar un pas, un pas important. Președintele identifică faptul că a avea violență emoțională asupra acestei comunități este discriminare. Da, este discriminare. Repet, e posibil să existe discriminarea asta ilegitimă, ilegală, imorală. Dar de asemenea poate fi identificată sub eticheta de discriminare și violență emoțională, ceea ce v-am spus adineauri, faptul că eu rostesc pur și simplu adevărul, din dragoste pentru omul respectiv. Președintele recunoaște că asta ar fi discriminare. Întrebarea este ce este discriminarea? Despre ce vorbim aici? În ce sens sunt discriminați ei? În ce sens sunt discriminați? O, vreau să vă dau niște exemple doar de dragul exemplificării principiului, nu pentru că asociez exemplele astea într-un fel cu homosexualitatea. Dacă unui hoț îi se iau anumite drepturi, prin amens, prin izolare și așa mai departe, nu înseamnă că hoțul este discriminat. Înseamnă că s-a identificat o problemă despre care se crede că este o problemă, și se crede de asemenea că acea problemă se rezolvă prin luarea unor drepturi, prin luarea unor privilegii. Este hosul discriminat? Nu! Decât dacă nu înțelegi ce este discriminarea. Discriminarea ar însemna, de exemplu, că cineva uh, ar fi supus unor manifestări violente doar pentru că e fată sau pentru că e băiat, pentru că e bogat sau pentru că e sărac. Pentru că stă la marginea orașului sau pentru că stă în centrul orașului, pentru că are părinții negri sau pentru că are părinții albi și așa mai departe. Da? Anumite chestiuni care pur și simplu nu pot fi modificate, care sunt așa cum sunt. Aia ar fi discriminare, da? Să faci un favor cuiva pe baza acestor criterii. Dar dacă cineva face un lucru rău și ca reacție îi se iau anumite privilegii, nu înseamnă că el este discriminat. Acum, eu nu cred că școala sau elevii sau lumea în general aplică sau trebuie să aplice după capul ei sau să implementeze niște forme de pedeapsă a celor care fac anumite lucruri rele. Nu cred lucrul acesta, da? Dar trebuie să definim foarte clar despre ce anume vorbim când, vorbim, când spunem cuvântul discriminare. Despre ce discriminare se vorbește, domnule, Care este discriminarea? Care este discriminarea? Întrebarea este dacă eu îi spun un homosexual că păcătuiește, îl discriminez? Dacă eu îi spun unui homosexual că trebuie să pocăiască, să se lase de păcatul ăla, îl discriminez? Dacă îi spun unui homosexual că Dumnezeu îl va pedepsi dacă nu se pocăiește de păcatul ăla, îl discriminez? Dacă îi spun unui homosexual că problema aceea este o problemă spirituală, poate emoțională, poate cu rădăcini psihice profunde, îl discriminez? Asta este întrebarea. Deci pentru mine scos din calcul faptul că m-ajuce să bat pe cineva sau să-l agresez sau să-l... Ba bajocoresc, scos din calcul, este scos total din calcul lucrul acesta. Întrebarea este, dacă îi spun lucrurile despre care am menționat mai înainte, îl discriminez, da sau nu? Asta este întrebarea. Pentru că mă tem și nu doar mă tem, sunt sigur de lucrul ăsta pentru că văd ce s-a întâmplat în America și ce se întâmplă în Europa, că sub eticheta discriminării este pusă simpla rostire a ceea ce noi credem că este adevăr etern al lui Dumnezeu revelat în Sfânta Scriptură. Haideți să analizăm în continuare răspunsul președintelui. O să mă sfătuiesc cu colegele și cu colegii mei să vedem în ce măsură putem să încurajăm Parlamentul României să accepte o discuție și o legiferare pe tema eliminării discriminării. Asta se poate face relativ ușor. Ascultați foarte bine despre ce e vorba, da? Dacă ceea ce eu am spus mai înainte că este legitim să fac ca și creștin este numit de către ei discriminare și este apoi interzis prin lege, asta înseamnă că nu mai am voie să predic împotriva homosexualității, nu am voie să spun cuiva public ceva uh, despre homosexualitate și nici măcar privat. Nu am voie să-mi învăț copiii lucrul acesta pentru că înseamnă că învăț discriminarea și așa mai departe. Și uh, domnul președinte Claus Iohani ne spune deschis că lucrul ăsta se poate face relativ ușor prin lege. Interzisă discriminarea ce e discriminarea? Asta este întrebarea. ce e discriminarea la care te referi? Pentru că s-ar putea să numești abuz, violență, discriminare emoțională. Da? E violență și discriminare. E agresiune emoțională faptul că eu spun ceea ce eu consider că este un adevăr. Și mă pui foarte rapid în afara legii. În direcția asta să merge. În direcția asta să mergi în Europa, în direcția asta să mergi în America și în direcția asta merge și președintele Klaus Ioanis. Venind cu agenda veste europeană, venind cu agenda Uniunii Europene în țară la noi. În școală discriminarea poate fi eliminată mai ușor atunci când dascării se vor implica, când părinții se vor implica, când conducerile școlilor se vor implica. Și când această dorință de a fi deschiși din partea societății, se transmite și clasei, școlii, sistemului educațional la modul, să zic, cel mai general. Claus Iohannis descrie perfect modul în care a fost îndoctrinată populația tânără europeană și cea americană. Dascălii sunt primii asupra cărora trebuie să se lucreze. Dacă dascălii spălați pe creier, dacă dascălii sunt convinși de agenda homosexuală, și de obicei sunt din anumite privințe și anumite motive, atunci dascălii vor spăla mult mai ușor pe creier uh, generația tânără, generațiile de copii și de adolescenți și de tineri cu agenda homosexuală. Asta s-a întâmplat deja în America, asta s-a întâmplat deja în Europa și asta vrea Claus Ioanis să se întâmple în România. Ca dascălii noștri să ne spele pe creier copiii noștri. De asta a duce copilul la școală ca și creștin, în viitorul apropiat, Doamne ferește, va fi un pericol. Va fi un pericol pentru că tu, ca părinte, vei intra în opoziție ideologică de convingeri, de valori, de standarde cu școala, cu dascării de la școală care reprezintă statul, care reprezintă filozofiile, ideologiile statului. Despre asta vorbim. Despre asta vorbim. Și opinia mea este că mulți părinți creștini din țara asta habar nu au despre ce vorba. Habar nu au despre ce vorba. ăsta e pericolul mare sub care ne aflăm acum. Claus Iohannis spune direct lucrul ăsta. Sunt câțiva care s-au agitat, sunt câteva asociații care s-au pus în mișcare pentru faptul că mai dinainte uh, au promovat uh, revizuirea Constituției și așa mai departe. Dar mulți oameni, poate cei mai mulți părinți, nu își pun foarte multe întrebări și asta este o tragedie. Este o tragedie morală și spirituală. Arată cancerul spiritual pe care îl are națiunea noastră. Trebuie să ne trezim. Trebuie să ne trezim rapid, urgent. Știți foarte bine că în momentul de față o discuție pe modificarea Constituției inflamează societatea românească. Eu cred că și în chestiunea discriminării și în chestiunea modificării Constituției, cuvântul cel mai potrivit este toleranță. Două lucruri. Unu, nu se dorește modificarea Constituției. Eu nu cred că este modificarea Constituției. Am mai argumentat lucrul acesta uh, într-un live pe Facebook, dacă nu mă înșel. Nu e vorba despre modificarea Constituției, ci este vorba despre a spune deschis, mai clar, în perioada în care noi trăim acum, ceea ce au înțeles aceia care au scris Constituția la vremea respectivă. Cei care au scris Constituția atunci n-au înțeles că doi soți pot să fie un bărbat și un bărbat sau o femeie și o femeie. Nu. Ei au înțeles că căsătoria este uh, între un bărbat și o femeie. Nu între doi bărbați sau două femei. Da? Deci ceea ce se dorește este clarificarea semnificației care este deja în textul Constituției. Asta se dorește, da? Eu nu spun acum că susțin referendumul ăsta, că susțin asociațiile care promovează referendumul ăsta, ci spun doar că Constituția noastră nu se dorește a fi modificată, ci se dorește uh, clarificarea limbajului folosit în Constituție, care la vremea respectivă a fost suficient de clar. Dar acum nu mai este suficient de clar ce înseamnă căsătorie. Acum nu mai este suficient de clar ce înseamnă soți. Dar ce însemna atunci soți? Soți însemna femeie și bărbat. Asta însemna domnule. Da? Nu însemna un bărbat și un bărbat. Să fie foarte clar. Dar Claus Iohani folosește cu foarte mare atenție cuvintele pentru a duce în eroare audiența și pentru a transmite ideea că există un grup de oameni care vor să modifice, domnule, Constituția perfectă a țării noastre. Nu despre asta e vorba. Fals. Nu se dorește o clarificare a limbajului Constituției și o clarificare a semnificației acelui articol din Constituție care este acolo prezent, da? care este prezent acolo, dar care datorită contextului în care noi trăim a devenit pentru unii a devenit pentru unii o poartă pentru promovarea agendei LGBT, agendei homosexuale. Eu cred că și în chestiunea discriminării, și în chestiunea modificării Constituției, Cuvântul cel mai potrivit este toleranță. Dacă suntem toleranți, nu înseamnă că vrem să fim altfel, dar vrem să-l cunoaștem pe celălalt și să încercăm să-l înce înțelegem. Cred că președintele Klaus Iohannis folosește în mod intenționat o definiție personalizată a cuvântului toleranță. Personalizată. Ce înseamnă toleranța? Ce înseamnă toleranța? Da? Deci dacă folosim cuvintele astea, le aruncăm așa în uh, vorbirea noastră obișnuită, în dialogul nostru obișnuit, fără să spunem la ce ne referim, mai ales că fiecare acum interpretează cum vrea toate lucrurile, uh, transmite foarte multă confuzie. Ceea ce presupune președintele Claus Iohannis, după cum vom observa, este că societatea românească nu este tolerantă. Acum, întrebarea este, este vreun ortodox în țara asta sau vreun evanghelic sau cei care au promovat referendumul acesta pentru uh, clarificarea Constituției, este cineva care a bătut, a omorât, a spânzurat, i-a -a sequestrat averea, a nu știu ce a făcut cu cineva din comunitatea LGBT, este cineva? Eu n-am auzit și dacă ar exista asta, nu ne reprezintă pe noi toți ceilalți. Da? Nu ne reprezintă în niciun fel. Și dacă ar exista. Dar există asemenea oameni să practică lucrurile acestea? Eu n-am auzit. Deci nu știu să, fi, să mă fi aflat eu într-o țară comunistă sau într-o țară um, islamistă. Uh, nu știu să mă aflu într-o asemenea țară. Nu știu să se întâmple lucrul ăsta. Repet, nu zic că nu există abuzuri. Nu zic că nu există violență sub nicio formă. Dar asta nu reprezintă marea parte din populație. Nu cred că reprezintă. Nu cred că reprezintă. Și a spune că noi nu suntem toleranți, induce în eroare. Dom'le, uite intoleranția. Ce înseamnă că nu sunt tolerant? Ce înseamnă că nu sunt tolerant? Eu cred că sunt tolerant. Ce înseamnă că nu sunt tolerant? A, înseamnă că n-am voie să-ți spun adevărul și pentru că atunci când îți spun adevărul nu mai sunt tolerant? Cu siguranță vreau să înțeleg, cu siguranță vreau să-i ascult, niciun fel de problemă, asta fac acum. Dar voi da un răspuns. Întrebarea este dacă tu vei privi răspunsul meu care este lipsit de agresiune, Lipsit de violență verbală? Lipsit de uh, discriminare? Dacă vei considera acest răspuns o discriminare, o agresiune emoțională? Asta e întrebarea. Și dacă da, atunci pur și simplu îmi iei libertate de exprimare care trebuie să fie parte din ADN-ul oricărei nații, care trebuie să fie parte din conștiința socială a oricărei națiuni de pe pământul ăsta. Am voie să mă exprim liber. Fără să te jignezi, dar să spun adevărul pe care eu îl cred. Și da? uh, ideea că referendumul ăsta inflamează societatea, este, este greșită total, ideea asta. Nu, uh, agenda homosexuală, agresiunea cu care vine agenda homosexuală, inflamează societatea. Asta inflamează societatea. Să spui că noi inflamăm societatea este greșit. Este greșit. Să spui că oamenii aceștia care susțin căsătoria tradițională inflamează societatea, este greșit. Nu, domne, căsătoria tradițională care este învățată de Sfânta Scriptură în linii mari este veche de mii de ani. Asta este poziția default, da? Asta e poziția de bază. Agenda homosexuală este ceea ce inflamează societatea, ceea ce ne tulbură pe noi. Pentru că vedem că ea merge mână-mână cu mentalitatea neomarxistă, cu luarea dreptului de a mă exprima liber, cu tot felul de manipulări pe care le auzim și în discursul ăsta. Eu cred că altcineva inflamează societatea. Cred că altcineva. Cred că trăim, din păcate, în niște vremuri unde toleranța, în loc să crească în societate, este mai degrabă în, în reducere, ceea ce este foarte, foarte păcat. Nu, domnul președinte Claus Iohannis. Nu e foarte, 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 foarte păcat dacă eu spun eu homosexual că ceea ce el practică este un păcat, că trebuie să se pocăiască și că Dumnezeu îl poate elibera. Nu, nu e un foarte, 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 foarte păcat. Un foarte, foarte, foarte păcat este ca cineva care se consideră creștin să spună că ar trebui să legiferăm căsătoria homosexuală, care în realitate nu există. Nu există așa ceva ca și căsătorie homosexuală. Da? Să fii creștin. Indiferent ce poziție în societate sau politică ai, să fii creștin și să spui că e păcat, că nu sunt acceptați oamenii aceștia, este o incompatibilitate crasă totală cu ceea ce pretinzi. Da? Ceea ce spui despre homosexualitate și căsătoria homosexuală și ceea ce spui despre tine însuși ca creștin se află într-o incompatibilitate totală. Eu n-am văzut rolul meu în a tranșa discuția, de exemplu, pe Constituție, ci eu văd rolul meu în a explica societății în ansamblu că toleranța este o calitate esențială a unei societăți moderne din Europa secolului 21 și nu altceva. Întrebarea din nou este ce înțelege președintele prin toleranță. Și dacă nu, cumva, el lucrează cu un relativism moral pentru că el leagă toleranța secolului 21 de agenda uh, LGBT homosexuală. Definiția toleranței trebuie stabilită foarte clar. Limbajul imprecis sau impunerea în anumite cuvinte a unui sens nou uh, va duce în eroare. Va duce în eroare oamenii. Și asta se întâmplă în tot clipul ăsta. Este o manipulare crasă. O pervertire a limbajului, o modificare a sensului din spatele limbajului pentru a uh, influența audiența. Din punctul meu de vedere, este exprimat foarte clar agenda homosexuală, agenda LGBT, dorința de a se legifera. Dacă cineva vă spune nu, nu vrem să legiferăm căsătoria homosexuală, lasă se va ajunge. Uh, Președintele spune foarte clar ce trebuie să se întâmple în societate, de unde trebuie să se pornească adoptarea acestei agende, adică din școli, totul se pune sub limbajul nediscriminării și toleranței. În realitate, se ajunge la o intoleranță crasă, totală, absolută din partea comunității LGBT care se duce direct la lege, vrea să modifice legea pentru a ne închide nouă tuturor gura. Dacă nu ne trezim acum, va fi prea târziu. Suntem cetățeni în țara aceasta și trebuie să ne luăm în mână drepturile și trebuie să ne spunem foarte clar opinia. Eu respect poziția președintelui României, dar nu am niciun fel de respect pentru ideologia neomarxistă, pentru agenda LGBT și homosexuală. Niciun respect. Nu cred că este adevărată, nu cred că este benefică pentru societate ca întreg, pentru familii, pentru indivizi. Cred că este un dezastru moral și spiritual și cred că trebuie stopat. Nu cred că trebuie intervenit cu violență, dar cred că măcar dreptul să-l avem la liberă exprimare, la a discuta și la a prezenta argumente.